Antena 3 CNN a fost din nou lider de piață atât printre televiziunile de știri din România, dar și în momentele decisive ale zilei, lider al tuturor televiziunilor de pe piață. Discursul președintelui american Joe Biden și al liderului rus Vladimir Putin, informațiile exacte, dezbaterile pertinente și transmisiunile speciale de la Varșovia și Kiev au dus Antena 3 CNN pe prima poziție în clasamentul televiziunilor de știri. Добрый день, прошу вас. Multă vreme de acum încolo ne vom referi la ziua de 21 februarie 2023 ca ziua în care soarta lumii s-a schimbat. Cele două discursuri cheie ale zilei, cel al președintelui Rusiei din Duma de Stat și discursul de la Varșovia al președintelui Joe Biden, au suscitat prin importanța lor interesul publicului din România, care, într-o proporție covârșitoare, a ales Antena 3 CNN ca să le urmărească, dar și să le înțeleagă semnificațiile, ori să audă care sunt posibilele urmări. Cifrele sunt clare pe orice target pe care se fac măsurători. Publicul urban, publicul național sau publicul numit în industrie premium al celor cu studii superioare. Pe acest ultim target, de exemplu, cota de piață a Antena 3 CNN a fost toată ziua mai mare decât cota de piață adunată a principalilor urmăritori, RTV și DigiTV. Добрый день, прошу вас. Добрый день. România a stat cu sufletul la gură și televizoarele pe Antena 3 CNN încă din timpul discursului lui Vladimir Putin. Între 11:30 și 13:30, postul nostru a fost liderul întregii piețe de televiziune din România, cota de market share fiind peste cea unor canale de televiziune precum ProTV, Antena 1 sau Canal D. România a intuit corect din nou unde află tot ceea ce trebuie și mai mult decât ar vrea oricine să le spună și a urmărit fiecare transmisie de la Varșovia, unde Mihai Gâdea, Sabrina Preda și Sergiu Cora urmăreau de la fața locului evenimentele din capitala Poloniei, dar și intervențiile de la Kiev ale lui Cristi Popovici. De aici, de la Kiev. Drept urmare, la momentul culminant al zilei, discursul de la Varșovia al președintelui Biden, audiența Antena 3 CNN pur și simplu a explodat. La 18:49, minutul de aur al discursului, cei mai mulți dintre telespectatorii din România aveau televizoarele pe Antena 3 CNN. România n-a ales Antena 3 CNN doar pentru transmisiunile speciale, ci și pentru modul în care evenimentele au fost analizate și puse în context. Analizele de la Decisiv cu Cătălina Porumbel, Gina Vacariu și Mădălina Mihalache, poveștile zilei, dar și transmisia în direct între cei trei realizatori ai NewsHour-ului CNN, Ana Roman la București, Sabrina Preda și Sergiu Cora la Varșovia, concluziile la cald ale discursului lui Joe Biden de la În fața națiunii cu Sabina Iosub și Răzvan Dumitrescu, dialogul București-Varșovia între Mihai Gâdea și generalii Mândrescu și Barbu în fața Palatului Prezidențial din capitala Poloniei și Radu Tudor de la București, dar și portretul întregii zile realizat de Ana Roman înainte de miezul nopții, au fost rând pe rând preferate de publicul din România, care a avut astfel imaginea completă și corectă a întregii zile, dar mai ales a consecințelor ei.